Anomalia România. Prețul gazului din producție internă este cu 50% mai mare decât cel adus de la ruși. Cum este posibil? Avertisment dur. Prețurile la gaze și electricitate ar putea crește în continuare. Dezvăluiri de ultimă oră. Cine vrea eliminarea producătorilor mici din zona energiei? Care vor fi consecințele cartelizării acestui domeniu? Cine face jocurile? Cine deține pâinea și cuțitul pe piața românească? Verdict dur, Dian Popescu, specialistul ale cărui analize și previziuni au fost mereu confirmate de realitate. Scandal cu iz de servicii secrete în Bulgaria cu privire la gazul pe care compania națională din țara vecină îl vinde în România. Detalii incendiare. Unde a greșit ministrul energiei? Top 3 gafe inacceptabile. Bună seara, prieteni, bine v-am regăsit tot de acasă, tot în izolare. Mai am un pic până ies situație. O respectăm și nu am să-i protejăm pe ceilalți atunci când ajungem într-o astfel de situație. Invitatul din platou, așa cum ați auzit, este Dian Popescu, expert în politici energetice, fost senator, unul din puținii specialiști care ne spun pe șleau adevărul din acest domeniu și vă sfătuiesc să nu ratați nicio secundă din ceea ce va urma. Bună seara! Bună seara! Bine ați revenit! Mulțumesc de invitație și vă urez sănătate multă, multă, să reveniți în platou, că astfel, altfel este față în față. Așa este, da? Ne descurcăm și așa, am încredere în dumneavoastră. O nebunie întreagă, 1.000.000 de facturi, zice premierul Ciucă, la energie ar trebui refăcute. 1.000.000 de facturi emise greșit ar trebui recalculate fără ca românii să fie debranșați sau să plătească penalități. Cum comentați acest circ? Am văzut o factură la o școală din Bârlad pentru luna trecută. Această factură s-a ridicat la suma de 54.000 de euro. Cum am ajuns la demența asta? Domnul Ionescu, dacă vă aduceți aminte acum o lună și ceva, sau nu mai rețin exact când a fost în studio cu dumneavoastră, v-am spus că această lege este o lege greșită. În general, când dai o lege, dai o lege care să fie înțeleasă de toată lumea, nu numai de furnizori care au în spate juriști, analiști, oameni de specialitate. Această lege trebuie să fie înțeleasă și de omul simplu. S-a început greșit. Vii cu o lege pentru 4 luni de zile și o duci în Parlament. Nu s-a mai pomenit din istoria politicii românești și parlamentare așa ceva. Vrei o plafonare rapidă, un ajutor rapid către populație și companii, o dai prin ordonanță de guvern. Pentru că, bineînțeles, eu știu de ce se face acest... Ministrul a adoptat această strategie ca să nu-și asume. Dacă ați văzut, a și fugit. A zis, domnule, a fost o lege votată în Parlament. Asta a fost legea. Bună, rea, s-a mai greșit, o mai îndulcim. Nu! Legea a fost greșită atâta timp cât furnizorii, domnule, înțeleg că e un ticălos, un furnizor. Hai și al doilea. Dar discutăm de mari companii care au în spate milioane și milioane de abonați. Nu mai vorbesc de furnizorii mici care au fugit de la început și au depus, în general, furnizorii cu capital românesc. Și au depus licențele, au refuzat să participe la această mare greșeală. O lege trebuie să fie predictibilă, trebuie să fie înțeleasă ușor de furnizori și nu numai de furnizori, cât și de consumatorii pentru care tu dai această lege. O lege foarte complicată, nu au înțeles-o, s-a greșit, o lege care, din punctul meu de vedere, este răspunzător direct ministrul energiei. Nu mai umblăm după... încercăm să căutăm tot felul de motive. Dacă nu i-a convenit că Parlamentul i-a greșit legea, că așa a ieșit din Parlament, trebuia să o dea prin ordonanță de guvern. De-aia este ministru. Și o lege pentru 4 luni. Dai o lege în Parlament, o lege care trebuie să fie valabilă 10 ani, 5, 20 de ani, nu 4 luni de zile te duci cu lege în Parlament. Pentru 4 luni este ordonanță de guvern, dar asta însemna că trebuia să și-o asume el. Și așa a început, dacă ați văzut, sarabanda să arunce vina pe Parlament, că Parlamentul. Am spus-o și data trecută, dacă vă aduceți aminte. Parlamentarii nu sunt de specialitate. Ei vin în comisiile de specialitate cu aceste legi. De acolo apare o serie de modificări.
Noi am avut timpul necesar să chem în comisii furnizorii, ANRE-ul, Oficiul Concurenței, ca să dezbați o lege să-ți iasă perfect. Tu puteai la nivelul Ministerului Energiei să consulți furnizorii. Nu i-ai consultat. Ai făcut o mascaradă de consultare. Noi nu știm de ea. Și uitați-vă ce a ieșit. Poate să vină să mă contrazică oricine, dar nu poți. Cum poate să iasă o factură de 54.000 de euro la o școală de Bârlad? Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Este enorm de mult. Nu poate. Exemplu, este o greșeală. Obișnuiți cu sume uriașe de plată. Este o greșeală. Sunt convins, nu știu ce s-a întâmplat. Este o greșeală. Acel furnizor, nu știu cine este, de aceea nu vreau să comentez. Este clar o greșeală. Nu există așa ceva. Greșeli se pot întâmpla. Orice furnizor poate să greșească o factură, două, o sesizezi, te duci și la furnizor. Furnizorul, când vede asemenea eroare, 54.000 de euro, este enorm de mult. N-ai unde să consumi asemenea cantitate la o școală. Dar revin, o lege în care au greșit toți furnizorii, dar toți. Așa spui tu. Eu nu știu aceste lucruri. Tu spui că au greșit toți furnizorii. Și începi să-i trimiți. Duceți-vă și reclamați la Protecția Consumatorului. Bine, puțină lume știe că la Protecția Consumatorului nu poate să reclame decât persoanele fizice. Dar persoanele juridice unde reclamă? La ANRE. Păi, domnul Ionescu, să dai tu o lege și prin lege să spui că ANRE-ul are obligația să verifice minim 2% din facturi pe sărit. Am făcut un calcul. 160.000 de facturi pe lună trebuie să verifice ANRE-ul. 160.000 de facturi, dacă împărțiți un minut la factură, trebuie vreo 333 de zile. De aici încolo nici nu mai facem calculul, nici nu asemenea personal. Personalul ăla la rândul lui trebuie să fie pregătit, pentru că dacă dumneavoastră vă dau o factură, eu vă demonstrez, deși sunteți jurnalist, ați trecut prin atâți invitați, nu știți să citiți factura, nu știți ce scrie pe ea. Cu atât mai mult cetățenii, pentru că le-am complicat. Avem stilul nostru de a complica, astfel încât prin această, într-adevăr, complicând factura și nefiind foarte clară, ai posibilitatea să furi clienții finali, fără doar și poate. Dar să greșească toți furnizorii și să vină după aceea, să vii după aceea să spui factura nu trebuie plătită. N-ai voie să spui așa ceva. Factura, eu n-aș plăti factura. Pe urmă vii și nu mai recunoști. Spui, dom'le, n-am zis așa. Am zis că eu n-aș plăti eu. Tu ești ministrul energiei, tu n-ai voie să spui asemenea lucruri. A zis cu prețul din greu pe tema asta. Da. Să declari, domnul Ionescu, să declari toți furnizorii hoți. Eu nu înțeleg acei furnizori. Sunt companii, unele sunt companii foarte mari. Dom'le, cum au acceptat ca ministrul energiei dintr-o țară, sunt companii care au în spate și mulți speciali, și zeci, sute de angajați, și milioane de abonați, să vii să-i faci hoți. Păi ca să faci hoți Enel-ul, E.ON-ul, Engie, Electrica fiind și compania statului. Păi toți sunt hoți. Nu mai pun furnizorii de energie cu capital românesc, că păi aia a terminat. Asta vis-a-vis de asta trebuie să avem o discuție. Și ca să abați atenția de la prostiile pe care le dipitezi tu prin televiziuni, arunci vina către alți vinovați și te duci, ANRE-ul e vinovat. De ce e vinovat ANRE-ul? N-am înțeles. Că e un organism de reglementare. Asta e aruncatul după fentă, se cheamă, dar asta e o chestie golănească. După aia te duci și spui, reclamați toți la Protecția Consumatorului. Câți specialiști poate să aibă Protecția Consumatorului să verifice milioane de facturi pe care noi spunem că sunt greșite, declarate de premierul Ciucă? A zis 1.000.000 de facturi. Câți angajați are Protecția Consumatorului să verifice dacă acel milion de facturi sunt greșite? Nu vedeți că e un haos? 160.000 de facturi pe lună trebuia să, prin lege, deci eu vorbesc de lege, domnul Ionescu, nu vorbesc de altceva. Prin lege, 160.000 de facturi trebuia să le verifice ANRE-ul dacă sunt bune sau nu. Este exclus să poți așa ceva. E o prostie de la început. Cum poți să dai o lege care nu poate fi aplicată? Asta a fost o lege greșită de la început. Acum se încearcă să spele puțin. Au avut o coaliție, o ședință de coaliție aseară. M-am uitat. Eu nu înțeleg, domnul Ionescu, de ce
Eu l-am creditat sincer pe domnul premier Ciucă. De ce domnul premier Ciucă nu avea în spatele dânsului un consilier pe energie? România are atât de mulți specialiști în energie, încât putea să aibă în spatele dânsului un consilier. Au intrat la discuții cine? Niște politicieni de la PSD cu niște politicieni de la PNL. Dom'le, PNL-ul, eu am fost membru PNL cu ani în urmă. PNL-ul avea oameni foarte bine pregătiți. Într-adevăr, acum văd că au dispărut din față, oamenii au făcut un pas în laterală, lăsând impostura și e vina așa lor. Dom'le, lași, dar impostura asta afectează România. L-am văzut pe premierul Ciucă, a ieșit la declarații. Dom'le, îmi pare rău, omul ăsta poate e de bună calitate, poate vrea să facă ceva, dar n-a înțeles, nu e ca în armată. Aici nu există să trăiți. Am înțeles ce spun eu, aia e. Aia se va întâmpla. Eu de că nu se întâmplă. Domnul Ciucă trebuie să aibă consilieri. Am văzut că vine fără consilieri și l-au pus și în față să vorbească. Eu admit că nu te pricepi. Dar dacă nu te pricepi, nu vorbești. Adică nu poți să spui într-o declarație în fața unei țări, tu premier, să confunzi puterea cu energia. Să vorbești de 61 kilowatts. Nu, domnul Ciucă, este kilowatt oră și asta trebuie să vă învețe ei să vă spună acest lucru, dacă tot v-au împins să faceți dumneavoastră declarația. Declarația asta, pur tehnică, trebuie să o facă ministru. Chiar dacă oamenii din spatele dumneavoastră, domnule Ciucă, nu v-au zis nimic, că nu vă zic unii de frică, unii de rușine, unii că așa suntem învățați să ștergem pantalonii, luați-vă consilieri în domeniul energiei că veți fi dus de nas. Și veți fi dus de nas de propriul dumneavoastră ministru. Pentru că domnul Ionescu, orice premier trebuie să înțeleagă, să cheamă nu guvernul Virgil Popescu, nu guvernul Grindeanu, nu guvernul Dâncu, nu guvernul etc. care mai e pe acolo, ci este guvernul Ciucă. Iar pe modelul guvernul meu, al președintelui Iohannis, și-a vrut guvern, l-a avut. Pe modelul guvernului meu, domnul Ciucă trebuie să înțeleagă un lucru. Eu sunt convins că este un om de bună credință. Trebuie să-și ia oameni de specialitate, pentru că România e într-un moment de criză mai mare decât îl vedeți la televizor. Mult mai mare. Și asta o să discutăm și vis-a-vis de ce se întâmplă în contextul european și de ce țările din jurul nostru. Atât vreau să-i spun domnului Ciucă. Se cheamă Guvernul Ciucă este guvernul României. Nu România este a guvernului Ciucă. Sunt două lucruri distincte să le deosebească. Deci, guvernul Ciucă este guvernul României, nu România e a guvernului Ciucă. Ca atare trebuie să ia în serios ce se întâmplă pe piața românească. Și a energiei, și a gazelor. Și aceste lucruri se întâmplă, v-am spus-o și de atunci, vă spun și acum, din cauza imposturii. Impostura oamenilor puși în funcție. Și o să dezbatem și vă demonstrez că-s greșeli după greșeli. Nu vreau să-i acuz. Ne ducem mai departe cu criza asta facturilor? Se va liniști povestea sau vor continua toate aceste erori inimaginabile care vor deranja din ce în ce mai mult opinia publică? Și care sunt resorturile care alimentează toată această poveste? Domnul Ionescu, eu vă spun, vă fac o radiografie scurtă în câteva cuvinte ce se va întâmpla în vară și la anul. A reușit domnul Virgil Popescu să închidă 80 de furnizori mici care erau cu capital românesc. Acei furnizori căutau energie într-o direcție sau alta ieftină și echilibrau puțin piața. Acești furnizori n-au în spate bănci, n-au state în spate. E CEZU, EONU, ENGI, noi discutăm de state, de bănci uriașe, de capital mare în spatele acestor oameni. Și ieșea la declarație supărat pe acești furnizori că nu este posibil să faci furnizare și să n-ai bani să susții tu facturile. Oamenii au spus, dom'le, noi n-avem bani la ce vrei dumneata să faci. N-ai bani, pleacă acasă. Păi dom'le, sunt furnizori români cu capital românesc. Ei critica și la televizor. Și ce ai făcut? Închizi furnizorii și concurența, o să lași 5 companii în piață, aceste companii se vor carteliza cu siguranță și îți vor dicta prețul și nu o să mai ai tu ce să le faci. Dar, din păcate,
atunci nu vei mai fi ministru. Și uităm, trecem cu vederea, uităm. Uităm ca atunci când am privatizat Petromul și vedem unde am ajuns în aceste momente. Deci, practic, mergeți pe ideea unei caracterizări și... În viitor, dacă domnul... accentuare acestei tendințe de creștere a prețurilor. Bine. Pentru că distribuitorii care puteau face diferența. Bineînțeles. Până la urmă, ce a făcut aseară? A mărit de la 300 kW la 500 kW. Adică să-l ajutăm și pe cel care are o vilă față de ăla care stă la bloc. Nu e niciun fel de problemă. E foarte bine că orice ajutor dai e bun dat. Dar de unde îl ajuți? Vreau să vă fac un calcul cum v-am făcut la ANR cu 160.000 de facturi verificate pe lună de către ANR. O prostie. Îmi dau seama cei de la ANR cu un râd în spate când au citit, cum au râs în spate când au citit această factură. Câți angajați are ANR-ul? Bineînțeles că am aruncat vina pe ei. Oamenii ăia n-au nicio vină aici. Ei au bubele lor. Dar aici n-au nicio vină. Au fost calul de bătaie. Am venit pe partea cealaltă că practic așa e la noi în România. Fugim de răspundere. Dar ne ducem, în schimb, facem turul televiziunilor. S-a mers mai departe cu aceste greșeli. Și au venit aseară și am spus reducem, creștem consumul. Deci n-a adus nimic în plus la această lege. Și la gaze o creștere infimă. Și până la urmă o să vedeți că problema cea mai mare nu atât este la energie, că la energie cât de cât piața o stabilizează și traderii și furnizorii, au văzut ce se întâmplă în piață, a fost o explozie și în Europa. La gaze va fi dezastru. Și ăla este vina exclusivă a ministrului și a Ministerului Energiei. Ce înseamnă acest dezastru? Traduceți-l pentru cei care se uită. Nu o să vedeți scăderi și o să fie facturi foarte mari. Oamenii o să se chinuie să plătească, dar de aici nu se duc... această creștere de prețuri a gazelor nu o să ducă numai la oameni. Noi ne uităm la oameni. Oamenii sunt primii vulnerabili, trebuie să-i ajutăm. Dar ce faci cu economia? Că îi lovești, îi ajut să plătească factura de gaze. Și un ajutor foarte mic. Factura de gaze și de energie și lovești cu prețurile. Păi uitați-vă ce explozie de prețuri în magazine. Au venit cu o altă discuție, eu nu știu dacă ei au consultat specialiștii, vor reduce TVA-ul de la 19% la 5% la energie. Ca să înțeleagă lumea, energia se tranzacționează fără TVA pe burse, spre diferență de gaze. Gazele sunt purtătoare de TVA pe Bursa Română de Mărfuri când se cumpără și se vinde. Energia electrică nu. Tu când ai pus TVA-ul, l-ai pus direct și l-ai luat de la oameni, 19%. Reducerea, am făcut un calcul, reducerea de la 19% la 5% duce undeva la o pierdere a bugetului de stat. Cred că i-au spus asta premierului Ciucă. 1.200.000, 1.400.000 de euro pe an. 1.200.000 de milioane? Da, 1.200.000 de milioane, 1.400.000 de milioane pe an. Și dacă mă poate contrazice, îi trimit calculul. La un consum mediu, v-am spus odată, piața de energie și de gaze în România se ridică undeva la 30 de miliarde de euro pe an. Deci gândiți-vă, nu trebuie să faceți un calcul prea mare, să gândiți, dați 14% din jumate și veți vedea că e 1.200.000, 1.400.000 de euro care îl vor pierde pe an din bugetul de stat. Nu știu dacă au făcut calculele astea. Nu știu, da, pentru că ei tot din bugetul de stat trebuie să întoarcă și nu câștigi foarte mult. Au zis că vor da jos certificatul verde și taxa de cogenerare. Păi le spun că taxa de cogenerare și certificatul verde dintr-o factură reprezintă 8%. Deci nici aici nu rezolvă o problemă substanțială. Păi unde sunt declarațiile ale domnului ministru că vom avea în noiembrie același preț la energie ca noiembrie cu un an în urmă, în noiembrie 2021 cu noiembrie 2020. Păi poate îi dau eu prețurile ca să le vadă, îi fac un tabel și îl trimit la minister, gratis îl trimit, muncesc eu 10 minute și îl trimit să vadă cât era în noiembrie când prețul pe bursă la energie nu depășea 40 de euro pe medie, 50 de euro maxim, depinde de ce tranzacții, și acum am discutat și de 400 de euro în prețurile pe piața de ziua următoare.
Deci, ca la modul ăsta trebuie să priviți lucrurile. Am făcut... creștere de 10 ori? Poftiți? Creștere de 10 ori? De 80 ori. Asta a fost creșterea. 80 ori a prețului la energie. Și la gaze, și la gaze la fel. Și la gaze se va accentua, de exemplu? Vedeți, din punctul nostru de vedere, din punct de vedere tehnic, dar asta nu trebuie să fie luat în calcul de guvern, ne rugăm la Dumnezeu. Dacă va fi o iarnă călduroasă, nu mă va avea un șoc atât de mare. Dacă Dumnezeu ne va da un ger de vreo lună zile, va fi dezastru inclusiv pentru energie. Pentru că există varianta, într-adevăr, eu sunt convins că ne ajungă gazele pe anul ăsta și nu intrăm în blocaj, dar există și varianta în care, dacă vine un ger și spun, îngheață lacurile, hidrocade, complexul energetic Oltenia îngheață cărbunele, nu poate să mai producă, nu putem importa decât 2500 de megavați din import, a declarat Transenergica 3000, eu nu cred, și atunci, într-adevăr, s-ar putea să pui problema. Am trecut eu în legea energiei când am făcut-o în 2016, când am modificat-o și am scris un ansamblu de măsuri. Și au posibilitatea să facă un ansamblu de măsuri astfel încât să oprească, cum a oprit Alos Latina, ca să ajungă să avem curent acasă. Deci, astea sunt măsuri haotice care se ia. Sunt măsuri haotice. Furnizorii, din punctul meu de vedere, n-au nicio vină. Legea asta n-a fost înțeleasă. S-a înțeles greu. Se aplică greu. Se controlează greu dacă o aplică cum trebuie, pentru că discutăm de 8 milioane de facturi pe lună. Cine le controlează, domnul Ionescu? Cine controlează dacă factura aia e bună sau rea? Deci, nu știu ce să vă spun asta. Eu vă întreb, 8 milioane de facturi, cine controlează dacă furnizorii i-au înșelat sau nu pe cetățeni? E un volum mare de muncă, e adevărat. Păi nu știu cât de... Domnul Ionescu, sunt milioane pe lună. Eu vă întreb cine, care sunt acei oameni care cunosc, știu să citească o factură, poate să o controleze, să o verifice. Cine sunt? Drepturi. Chestia cu acea tâmpenie că trimitem procuratura peste ei. Dumnezeu, suntem singura țară care se întâmplă așa ceva. Singura țară. Astea sunt fandări pentru a arunca praf în ochiul publicului. Ce să fac un procuror? Un procuror știe să citească factura, știe să vadă dacă ăla i-a pus diferența între prețul de pe NC dintr-o bursă Opcom și prețul de intraday și prețul de... Despre ce vorbim? Astea sunt chestii pur tehnice. Astea nu se pot verifica peste noapte. Și mai mult decât atât, m-am uitat ca să ne demonstreze... Cred că fiind atât de mult înjurat, că ce să mai, de toate televiziunile, numai unii care se pricepeau, unii nu se pricepeau, m-am uitat la televizor, toată lumea au pus tunurile pe el, el seara făcea turul televiziunilor să explice la fiecare despre altă prostie, ba plătește, ba nu plătește, ba furnizorii niște hoți, cum să faci hoți furnizorii? A venit președintele Klaus Iohannis, pentru că a făcut un lucru extraordinar de bun în sistemul energetic, de ne-a băgat în găleată toată economia, că toată economia e băgată în găleată de la ministrul energiei. Așa. Deci, atenție mare ce v-am spus și vă spun și acum. Suntem al doilea producător de gaze din Europa. Și avem gazele mai scumpe ca în Bulgaria, Ungaria, peste tot, asta le o să le discutăm. L-a luat domnul Iohannis, ca să ne arate nouă, nu nouă, nu mie, mă interesează pe mine ce fac ei. Eu doar comentez când sunt invitat de dumneavoastră. L-a luat și l-a pus ministru și la digitalizare. Domnule, avea atât de... Datorită meritelor. Poftim? Datorită meritelor. Datorită meritelor. Eu n-am înțeles lucrul ăsta. Eu am totuși părere că am în țara mea un președinte care privește lucrurile cu mare seriozitate. Mă, el n-are timp să studieze, să vadă ce poate să facă cu sistemul energetic, cu economia, că e în mâna lui. Și îi mai dai încă un minister. După ce a făcut trăznăile pe aici, îi mai dai și, pe, și ministerul digitalizării. 45 de zile, nu spun. Mă, nu puteai să-l lași acolo, să, cel puțin, să repare boacănele pe care le-a făcut și îl mai pui și la digitalizare. Că și acolo trebuie să ducă, să semneze, să... Vedem, o aflea, cred că face boacăne și pe acolo. Înseamnă că are un sprijin și este în partid, mă rog, sau la nivel înalt și e foarte bine văzut.
Dar apropo de ce spuneați mai siguranță, domnul Ionescu, cu siguranță are un sprijin, nu știu de unde, cu siguranță Iohannis îl sprijină. Mi-a demonstrat-o când l-a luat și l-a pus și la digitalizare. Asta a fost bomboana pe colivă. Adică nu-i de ajuns câtă treabă ar fi avut aici să rezolve situația. Îl punem și ministrul la digitalizare. Asta înseamnă că problema, avem o problemă și la președintele Iohannis. E doar singura, oare? Nu știu, eu sunt convins că sunt mai multe, dar eu le văd pe astea de acum. Că astea, sunt, astea sunt probleme, astea sunt probleme, domnul Ionescu, de care noi ne lovim. Deci eu zic că de multe ori râd. O emisiune trebuie să fie destinsă, dar la ce se întâmplă cu prețurile și ce se va întâmpla în România, am spus-o acum o lună și ceva. Atenție, că va veni tăvălugul. Uitați-l că a venit. Vă spun și acum. Sunt momentan niște presiuni făcute asupra unor furnizori care au ceva bani, poate să mai reziste, că furnizorii României e închis. Ai venit și ai declarat că am vrut atunci să îi trimit un mesaj, că am numărul lui de telefon, că mai greșesc și eu în viață. Eu știu de când era un simplu membru PNL și a ajuns președinte PNL la Mehedinț. Când a spus că, dom'le, să dispară furnizorii de pe piața ei mici. Păi ați furnizori români, mă. Și ANR-ul, ascultați declarație, eu vă dau numai din declarațiile lui, deci nu vorbesc decât din declarațiile lui. Și ANR-ul să nu mai dea autorizații pe 200.000 de euro. Adică dacă dumneavoastră vreți să fiți cu mult mic furnizor, să începeți un business. Și așa vă trebuie 200.000 de euro să-i aveți. Păi atunci cine își mai ia, domnul Ionescu, licență? Ce furnizor mai găsești ca să-și permită să aibă 2 milioane de euro cât vrea domnul Virgil Popescu în cont? Mari jucători. Poftim? Mari jucători. Nu mai mari jucători. Vrei să termin cu... Dar ai nevoie, domne, de acest furnizor. Piața se reglasă, se domolisă, pentru că ANR au făcut un lucru extraordinar. A redus această taxă de 1 milion pe care au avut-o și mai înainte, la o sumă mai mică, de 100.000 de 200.000 de euro și atunci au apărut în piață. Fiind furnizori mai mici, s-au dus și au început să-și facă contracte cu regenerabile, cu eoliene, cu să descurce în piață și au venit la noastră cu oferte mult mai mici. Mult mai mici. Și atunci ai forțat și forțezi și mari giganți să reducă, că dacă nu își pierd din clienți. În momentul care se cartelizează, nu mai ce face. Tu ai nevoie să ai cât de mulți furnizori în piață, domnul Ionescu. Nu trebuie să-i hulești la televizor. Pentru că tu dai un semnal, tu dai un semnal. Și celelalte instituții, păi vreau să vă spun că toate instituțiile, protecția consumatorului, antifrauda, toți au plecat peste toți furnizorii. Că e mare, că e mic. Ridic mânuța. Nu putem vorbi aici de un joc foarte periculos care atentează și securitatea națională, până la urmă? Păi nu, deja s-a atentat la siguranța, la securitatea națională. Deja s-a atentat. Eu nu știu ce așteaptă de nu să face, ce mai așteaptă președintele, nu știu, să termine mandatul la digitalizare. Ce mai așteaptă președintele, nu cumva că de urgență CSAT-ul și să ia date de la Serviciul Român de Informații, de la instituțiile abilitate din țară și să facă o analiză foarte, foarte serioasă. Pentru că nu este de joacă. N-avem capacitate decât de 2500 de megawatts import oră. Deci numai atât putem importa. Dacă crește o producție să duce spre 10.000 de megawatts, este o problemă. Avem o problemă în țară. Depinde de vreme. Noi stăm și atârnăm, depinde de vremea de afară. Ca nevul mediu. Exact ca nevul mediu. Încât noi la ora asta trebuie să fim pregătiți, domnul Ionescu, de tot. Trebuie să avem gaze în depozit, depozitul plin, 3 miliarde de gaze în depozit, trebuie să avem pregătită producția de gaze OMV-ul RomGaz în plin, mai sunt și alți producători care se duc undeva la 3%, Amronco, sunt cantități foarte mici. Trebuie să avem producătorii de gaze pregătiți să intre în piață și să sprijine piața, nu să facem jocuri ieftine pentru capitalizare, pentru a avea bani, care până la urmă unii se duc la buget, altele
prin șpăgi ca să stăm în anumite funcții? Că până la urmă trebuie să spunem și aceste lucruri, să nu ne dăm după copac, ca să vorbim pe românește. Aceste posturi să țin domnul Ionescu cu sume mari de bani. Și o să discutăm subiectul ăsta și mai târziu. Deci cam asta este situația facturilor și acestei legi. Nu trebuie să ne uităm numai la furnizoriu simplu, ci trebuie să ne uităm și la economie. Zic, politica nu este un în perimetru al sfinților, știm asta de foarte mult timp. Dar există o chestie care este pe undeva acceptabilă. În sensul în care populația, dacă te vede că ești un bun administrator și reușești să detensionezi niște lucruri, să creezi niște mecanisme economice eficiente, chiar și într-un domeniu ca cel al energiei, dacă îți mai tragi tu pe dreapta niște chestii sau că îți mai faci niște jocuri, te cam iartă. Însă în momentul în care nici nu către populație nu vine nimic bun, nu vine un răspuns bun și apar aceste cavalcade, apare acest calvar nesfârșit. Și România, de exemplu, ajunge să importe la prețuri mai mari, mai mici, ajunge să aibă gazele mai scumpe interne decât cele externe. România ajunge să nu mai aibă capacitatea de a-și asigura propria producție. Deja lucrurile sunt foarte grave. Cum Dumnezeu am ajuns noi, la modul cel mai onest, să plătim, să avem un preț la gaze, la producție internă, cu 50% mai mare decât cel adus de la ruși? Pe mine asta mă depășește. Cum? Vă depășește, vă spun eu. Aici, vedeți dumneavoastră, dacă vă aduceți aminte, m-ați întrebat într-o emisiune, și nu vreau să pierd pe vreunul de aici, m-ați întrebat într-o emisiune cam ce e de făcut. Era foarte simplu. Chem toți factorii de decizie. Directorul Transgaz, atenție, Sterian, directorul Transelectrica, directorul Romgaz, directorul Complexului Energetic Oltenia, Hidroelectrica, toți îi bagi într-o sală de consiliu. Are să-l. Că am auzit că nici nu i-a convenit biroul de la minister, unde era vechiul birou al Ministerului Energiei. A zis că el nu stă în biroul ăla, că e prea mic. Și a pus rea pe PS-ul, i-a închiriat și i-a organizat un birou pe măsura funcției, pe undeva prin centru. Acum am aflat, nici eu n-am știut aceste lucruri. Eu știam că e acolo la minister, eu am fost consilierul ministrului, știu unde e, un birou normal pentru un minister. N-a vrut să stea acolo. Și a luat minister în birou în centru, că era prea mic birou, pe măsura funcției. Asta e. Din păcate, asta e. Asta e România. Îi băgam pe toți într-o sală și le dădeam să vină cu soluția. Ei, nu el. El de unde să știe? Ăștia sunt oameni care conduc aceste instituții. El de unde să știe? Veneau acei oameni cu soluția. Și acum m-ați întrebat de ce prețul la gaze. În luna aprilie, domnul Ionescu, știți că v-am spus de data trecută, dacă tu ții un avocat, un jurist, directorul Romgaz, domnule, Romgaz e o companie tehnică, am toată aprecierea pentru avocați, juriști, am prieteni, am rude, dar aici situația e complicată. E o companie tehnică, o companie care forează, exploatează, transportă și asta fac numai gaze. Chestia cu managementul, să o lăsăm mai ușor în companii de genul ăsta. Astea sunt companii, sau cel puțin, să văd în spate o echipă mare de specialiști care ia decizii. În luna aprilie, Romgazul a scăzut producția de gaze, intrând cu ele la magazinare. Practic au luat gazele dintr-o groapă și le-a băgat în altă groapă, ca să înțeleagă lumea. Le iei din sondă și le bagi într-o groapă, în altă sondă. E un tot un zăcământ. Da, iei dintr-o groapă, le bagi în altă groapă. Tu și așa, de 3 ani, nu forezi o sondă, nu produci nimic în plus. Deși, v-am spus și aici, le-am spus-o, ai zăcământul de la Caragele, terestru, ai o grămadă de zăcăminte pe care le poți exploata, puteai să forezi, știi să faci lucrul ăsta, s-au făcut și să crești producția permanent sau cel puțin să o menții, nu să o crești, să o menții măcar, dacă nu ești în stare să o crești, să o menții pentru că ai zăcăminte pe care le ai în portofoliu. Dacă nu le are în portofoliu și vreau să mă contrazică, să vină să mă contrazică. Că îi scot pe lista NRM-ului, să vadă ce zăcăminte uriașe are pe terestru unde poate. A intrat la magazinare. Ce a făcut? Ai lăsat OMV-ul singur în piață? Da. S-a jucat?
Firma austriacă. Dom'le, sincer să fiu, eu dacă aș fi fost patronul OMV-ului, făceam la fel. Proprietarul OMV-ului făceam la fel. Singur în piață, n-ai intuit de atunci că vor exploda prețurile? Și într-adevăr au fost companii, pentru că revin aici cu teoria aia lui pe care vi-o aruncă în praf, cum a aruncat, vă aruncă la fentă, că ANR-ul e de vină, vă arunca și aici la fentă, că e Federația Rusă de vină. Bineînțeles că vă dați seama ce s-a speriat Putin când l-a auzit pe Virgil Popescu, cred că vă dați seama că îl critică la televizor. Dar să-i spun eu celelalte țări din jurul nostru ce au făcut. Așa. Și au intrat la magazinare. Păi toată producția de gaz au băgat-o în pământ. Foarte bine, să ai rezervă de iarnă. Să ai rezervă de iarnă, ca să poți scoate acum. Păi nu se face așa, domnul Iorescu. Nu iei dintr-o groapă să bagi într-alta. La magazinare trebuia să înmagazineze furnizorii, cum a mai fost. Deci nu trebuia să învețe ceva nou. Și a dat seama, l-au avertizat atâția oameni, că se va intra într-o criză, trebuia furnizorii care au mulți clienți, trebuia să intre la înmagazinare. Ei și înmagazinau gazele, le cumpărau cu prețuri bune, pentru că era vară, chiar din Federația Rusă, chiar din Azerbaidjan, pe unde le aduceau, chiar LNG-ul, pentru că aici vreau să avem o discuție vis-a-vis de Ancasca și nu sunt chiar atât de obișnuit ca dumneavoastră cu căștile. Și sper să rămân pe partea asta, nu acolo. A lăsat piața și vreau să vă spun că la ora aia, cei care importau gaz din Rusia chiar au vândut gaze mai ieftine pe Bursa Română de Mărfuri. Unde se tranzacționează gazele? Decât RonGazul. Așa s-a... Este incredibil. Pentru că este sat fără câini. Nu e interesat nimeni ce se întâmplă pe bursa gazelor, că ele cresc, explodează ușor, ușor și tu trebuie să te protejezi, să-ți protejezi economia, să te pui la adăpost. Ce ar fi fost dacă aveam, domnul Ionescu, ce vreți să vă spun, că suntem singura țară care nu avem contract cu o sursă alternativă din jurul nostru? Ungaria are contract pe 15 ani cu 350 de euro 1000 de normal metri cubi. Ca să înțeleagă și domnul ministru, 50 de euro megavatul. În contextul în care se tranzacționează cu 90, s-a tranzacționat cu 140. L-au urcat în avion și l-au trimis. S-a avut contract cu Gazpromul, 50 de euro. Bulgaria, 50 de euro. Serbia, nu mai vorbesc. Germania, cred că nu mai avem ce discuta, că acolo e compania Wintershall, care are direct vânzarea RonGaz, Gazprom. Deci toate țările din jur au și soluții alternative. Păi la noi știți ce a trebuit să facă RonGazul, domnul? În loc să se plimbe directorașii prin Dubai, pe la conferințe, pentru că i-am văzut că pe acolo își petreceau timpul, trebuia să stea la birou și să se ducă în Grecia, la stația de uscare, unde primește să cumpere LNG, gaz lichefiat. Trebuia să se ducă în Azerbaidjan, să cumpere gaze, să-și contracteze, astfel să facă RonGazul. Astă vară. Aveau contractat, veneau cu gaze venite în țară, nu stăteai numai la Federația Rusă. Și îți echilibrai dacă aveai nevoie. Deși v-am spus, România este al doilea producător de gaze din Europa. Vă întrebați și întrebăm și noi pe toată lumea. Cum e posibil să avem noi gazele mai scumpe decât Ungaria, Bulgaria, Polonia, Ceoslovacia, Austria, atât timp cât noi suntem al doilea producător din Europa, după Norvegia? Din gradul de corupție al clasei politice sau din incompetență? De unde vine toată această poveste? Din cinism, nepăsat? Ce e aici? Dom'le, partea cu corupția trebuie să ocupe instituțiile statului. Și eu o spun aici, da, e corupție în instituțiile din sistemul energetic, dar ale statului, că celelalte sunt private, dar ale statului, trebuie să caute Serviciul Român de Informații, Procuratura, alții care se ocupă cu așa ceva. Eu nu mă ocup cu așa ceva. De partea de corupție, eu mă ocup cu partea de prostie, de impostură. Deci sunt combinate. Prostia, impostura cu corupția.
dar din păcate, după cum văd domnul Ionescu, sunt și găinar, domnul Ionescu. Vând țara asta pe puțin. Dom'le, dacă tot ai un preț, vreau să te văd și eu că ai un preț mare. Sunt găinari. Și uitați-vă că impostura cu corupția asta ieftină a dus România unde a dus. Și aici, dacă mă întrebați la ce se întâmplă acum, ați devină toți. Și președintele, și guvernul, și ministrul, nu mai vorbesc, toți sunt de vină, pentru că e un subiect important. Dar, în sfârșit, n-a avut nici stânsul treabă că a trebuit să ocupe două ministere. I-a dat președintele ca să ne arate că ține la el, i-a mai dat un minister. Până când o să mai meargă filierele astea și fentele astea? Adică cum să fie al doilea mare producător al Europei de gaze, să poți trăi, adică să-ți poți asigura consumul intern, astfel încât să eviți nenorociri precum cele de acum, facturi, creșteri, explozii la prețuri și așa mai departe, și tu să te complaci într-un sistem în care păstinarea poporului, a firmelor, al economiei, să se întâmple astfel de fenomene care până la urmă paralizează pe ansamblu viața economică. Cum să permit, adică cât de puțin, nu numai patriot, administrator să fii, cât de puțin să-ți pese efectiv de ce se întâmplă în jurul tău, cât de puțin să înțelegi din tot ceea ce se întâmplă în afara țării tale sau în macroeconomie ca să ajungi în halul ăsta. Ce le mai trebuie ăstora? Să pună românii mâna pe par. Ce să se pune mâna pe furș, pe topoare ca nevul mediu ca să reglăm aceste situații? Ce ca, trebuie să faci? Ca în Kazahstan. Nimeni nu vrea asta. Ca în Kazahstan. Cum? Ca în Kazahstan. Ei, în Kazahstan nu știm cine a lucrat, că poate au lucrat iar în niște servicii, niște structuri pe acolo, dar au destabilizat niște lucruri, că sunt tot felul de jocuri și acolo, sunt convins. Dar clar populația a fost nemulțumită acolo, există un factor masiv de nemulțumire. Însă la noi... Populația, deci un factor destabilizator, este clar, nu e treaba noastră, e treaba de politica de-a lor, dar scânteia a plecat de la faptul că le-a mărit prețul la gaz, ei folosind gazul la mașini, pentru că ei au mașini pe benzină și folosesc GPL-ul. N-au admis o țară cu producție de gaze uriașe, că e uriașe, Kazahstan nu are gaze, printre cele mai mari producții de gaze, să le mărești lor în țară. N-au admis. Deși nu vreau să vă spun cât e prețul față de la noi, adică vreo 10% din prețul nostru. Și n-au admis nici măcar 10% din prețul nostru. Și n-au admis nici măcar 1% creștere. Și au ieșit în stradă. Cu împinși, neîmpinși, sunt de acord. Dar nu toți au fost împinși, nu toți au fost teroriști acolo, să știți. Că au fost mult prea mulți. Da, la un moment dat, da. Este adevărat. Însă, cel puțin situația asta în care România este mult sub Ungaria, Bulgaria, sub țările vecine, din punct de vedere administrării acestei situații, mi se pare strigătoare la cer. Și n-am terminat. Ai intrat la înmagazinare, că las eu lucrurile, că mă incitați dumneavoastră la alte subiecte. Ai intrat la magazinare, am magazinat 70% din magazinat, să avem 100% în iarnă. Acum mai avem 42%, mă uitam astăzi. Poate nici atât. Din depozit, ai intrat la magazinare, ai lăsat OMV-ul și ceilalți jucători să-și facă de cap pe Bursa Română de Mărfuri? El n-a mai jucat aici. Practic și pe el l-a interesat o creștere a prețurilor. Pentru că vreau să facă bani, pentru că s-au băgat în treaba cu Romgazul, cu Exxon-ul, să cumpere acțiunile de la Exxon, care văd că nici pe alea nu le-au cumpărat. Că și acolo a trebuit să există o altă teorie decât cea care o aplică în legea offshore și mă uit că sar de la una la alta, același lucru se întâmplă și cu legea offshore. Dacă ți-e atât de vitală, asumă-ți și dă opinii ordonanță de guvern. Pe urmă se duce ea în Parlament. Dar nici aia nu și-o va asuma, pentru că sunt fricoși. Sunt fricoși pentru că frica îți vine odată de la neștiință și necunoaștere și a doua că mai prin spate și alte schelete prin dulap. Și atunci o arunci în Parlament. Iei parlamentarii de proști și pui parlamentarii să voteze. Dar nu-i posibil, că poate, și acolo sunt o grămadă de oameni în Parlamentul ăla, o să deștepte și o să ia la întrebări. Că nu poți să le arunci, cum le-ai aruncat și legea și pe urmă, parlamentarii au fost singurii care au recunoscut. Dom'le, noi am greșit. M-am uitat, într-adevăr, cinstelor. Am greșit. S-o repare prin ordonanță de guvern, că ei au văzut că au greșit, nu poți să dai o lege care o greșesc toți furnizorii. Și asta s-a întâmplat. A lăsat piața liberă. În loc să vii să domolești piața, tu Romgaz,
să treci urgent de 3 ani de zile, nu să investi nimic, să-ți mărești producția, să chem și OMV-ul la masă, că deocamdată și OMV-ul scoate gaze de la noi. Pentru că poți discuta, cum am avut plafonat la 68 de lei megavatul și n-a intrat nici OMV-ul în faliment, nici Romgaz în faliment. Adică 15 euro megavatul față de 120, 130, 90 cât era astăzi. Deci atenție, domnul Ionescu. Da. La 68 de lei megavatul 2019-2020 nu a intrat nicio companie producătoare de gaze în faliment și era 15 euro megavatul. Da. Ce câștigă erau acum, domnul Ionescu, când sunt de 8 ori mai mari? Trebuie dumneavoastră. Dacă atunci aveau câștiguri. Da. Da. Dar problema e alta, că aceste câștiguri, domnul Ionescu, să duc în buzunarul, eu nu sunt patetic și populist, dar să duc în buzunarul nostru al tuturor, inclusiv al meu, inclusiv al dumneavoastră. De multe ori mă întreb... Nu se duc, se scot. Se duc. Creștere de prețuri se duc. De multe ori mă întreb de ce nu stau cu minte și critic. Aș putea să intru în... Îi cunosc pe toți. Da, totuși eu am o fetiță care crește în România. Vreau să crească aici, nu vreau să plece, că n-am 10. Și până la urmă trebuie să ia și eu ceva, dumneavoastră ceva, că și dumneavoastră aveți copii. Trebuie să luăm taurul de coarne, cel puțin cât putem să-i criticăm. Poate să mai sperie sau să sesizează alte instituții ale statului. Pentru că nu este posibil să lași România în bătaia vântului când tu ai resursele tale minerale. Uite, despre asta vreau să vorbim după publicitate. E și un titlu acum care mi se pare edificator. Puteam fi mari jucători pe piața gazelor. Cum Dumnezeu am ajuns loserii Europei din acest punct de vedere. E o ediție care merită urmărită de capul al fine, pentru că în foarte puține dintre emisiunile de la televizor pe care le vedeți pe aceste teme, apar, să zicem, aceste nuanțe mult mai directe și mai explicite decât se întâmplă acolo, unde, sigur, se amestecă tot felul de oameni care de multe ori nu știu despre ce vorbesc. Ministrul Energiei trebuie să, până la urmă, să recunoască marile, să zicem, marile probleme pe care le-a creat prin măsurile luate, unele dintre ele neinspirate, și aș vrea să facem și un top 3 al, dacă se poate, 5, cât o fi, al gafelor pe care le-a făcut și în ce măsură acestea pot fi îndreptate. Dacă a făcut gafe, că poate nu îl înțelegem noi, poate este un geniu și el știe ce face, dar nu îl înțeleg ceilalți furnizori, ați auzit, ANR-ul și așa mai departe. Vorbim poate și despre cine e în spatele firmelor care importă 90% din gazul rusesc. Am văzut un material interesant în Ziarul Financiar, poate comentați un pic, că și aici e o chestie foarte interesantă. Și putem să adăugăm și alte elemente care ne arată, până la urmă, spre ce se îndreaptă lucrurile în vara asta. Dumneavoastră ați lansat un avertisment, nu se va opri cavalcada prețurilor la gaze aici, dimpotrivă. Avem și un scandal cu ei de servicii secrete în Bulgaria, care privește gazul care se vinde în România. Rămâneți cu noi, ne revedem imediat, în câteva momente.